Transformat în loc de muncă. Cam așa am putea descrie domeniul beauty și tot mai multe tinere se arată interesate de a deveni coafeze, cosmeticiene sau manicuriste. Investiția inițială este mică, cursurile de calificare nu durează un timp îndelugat, iar startul se poate face și pe cont propriu, devenind încă de la început un antreprenor. În general, domeniul de înfrumusețare este un domeniu solicitat și manicura, pedicura este o meserie care e și destul de ușor de practicat. Adică investiția nu este foarte mare, instrumentarul și trusa necesară este la un preț rezonabil, poate fi achiziționată și rapid. Pe de altă parte, aceste doamne pot să-și înființeze o firmă privată, un PF sau o întreprindere individuală, poți să practice pe această firmă, poți să practice și acasă, poți să meargă la cliente acasă. Ceea ce le motivează pe tinere să se înscrie la cursurile de manicură și pedicură este exact ideea de a avea o afacere proprie și de a face ceea ce le place. Ar putea o firmă pe viitor și se câștigă foarte bine, sunt tânără și, nu știu, chiar îmi place meseria asta. Aș dori să-mi fac un PFA. Evident, poate aici în țară, poate în afară, dar mă gândesc că o să-mi fie util pe viitor. În 3 luni de zile, tinerele vor parcurge atât cursul teoretic cât și cel practic. Vor învăța cum să facă o manicură, o pedicură clasică, iar mai apoi își vor însuși tehnicile mai complexe, precum construcțiile cu gel și realizarea decorațiunilor. Vor parcurge toate modulele care sunt desemnate, mă rog, prin standardul ocupațional pentru a-și însuși această meserie. Vor învăța să lucreze manicură clasică, pedicură clasică și mai spre sfârșit, sigur, cele mai ales cele care au puțină îndemânare, vor învăța și o construcție cu gel și decorațiuni, deci vor face și lucruri de artă. La cursul care a început astăzi s-au înscris 17 sădmărence care se află în evidențele AJOFM, ca fiind în căutarea unui loc de muncă și pentru care cursul este gratuit. La acest curs sunt 17 persoane care sunt înregistrate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Acest curs este gratuit. Dacă tinerele vor reuși să-și obțină certificatele și își vor începe activitatea, ele vor putea câștiga în medie după un an de zile în jur de 2000 de lei pe lună.